Salut, prieteni, bună dimineața, îl așteptăm pe domnul Bădălău să-l scoată, ia să-l vedeți acum, cum îl scoate pe Bădălău, ia să-l vedeți acum, tot așa, direct în poartă îl scoate, uitați-vă cum îi acoperă, vedeți? Ce ziceți de acest lucru? Ia, să vedem pe Bădălău, să stăm să-l vedem pe tovarășul Bădălău. Hai. Ia să-l vedeți cum îl coboară pe Bădălău ex-crocul, borfașul Bădălău. Ia să vedem. Așa. Îi pune cătușele. Bădălău, ex-crocule, să ai parte de mașina asta mulți ani de acum încolo. A? Cum e luxul ăsta, Bădălău, în care trăiești, nu? Te-ai săturat, Bădălău? Dă-mă banii înapoi, mă, borfașule, mă, excrocule, mă. Când ai furat, a fost bine, nu? A? Tovarășul Bădălău, dă banii. Uite, Bădălău, cum e în pușcărie? L-ați văzut, a intrat, Bădălău? Bădălău, banii, Bădălău, excrocule. Dar uitați-vă cum îi aduce până în poartă, adică ca să nu îi mai vedem. Vedeți cum îi acoperă? Asta este realitatea.